Bună dimineața! De fapt, bună ziua! Avem vești interesante din Statele Unite, unde inflația se pare că e sub control, este foarte aproape de ținta dorită de către cei de la Fed. Rata dobânzii s-ar putea să fie la vârf și să nu mai fie crescută de aici, sau există o mică posibilitate ca ea să crească în septembrie. Vă spun lucrurile astea pentru că influențează soarta Bitcoin. Cei de la Grayscale, un mastodon din industria cripto, fac lobby pentru aprobarea tuturor cererilor de ETF pentru Bitcoin depuse. Pentru economia americană, aprobarea ETF-urilor este un colac de salvare. Un colac de salvare major. Și dacă vor fi aprobate în tandem, cred că va fi un efect de tsunami în piață, unul pozitiv. Din punctul meu de vedere, așa ar trebui să se întâmple. Pentru că sunt 8-9 mastodonți care împreună probabil sunt peste 20 de trilioane de dolari, adică de 20 de ori cât piața cripto la momentul actual și vreo 40 de ori cât e valoarea Bitcoin în clipa de față. Din punctul meu de vedere, dacă vor accepta toate aplicațiile pentru acest ETF, Bitcoin nu are cum să nu-și dubleze valoarea în maxim 3 luni de la momentul în care lucrurile sunt anunțate. Asta înseamnă că Bitcoin-ul ar putea să testeze all-time high imediat, în maxim 3 luni după ce aceste cereri sunt aprobate. Probabilitatea ca ele să fie aprobate acum, în vară, când toată lumea e în concediu, când dinamica este destul de scăzută în piață, eu zic că este destul de mică, dar nu este imposibilă. Toate veștile par fi corelate cu ce se întâmplă în Statele Unite. Șomajul este sub control, inflația este sub control. Pentru mine, vă spun, lucrurile astea sunt de domeniu fantastic, adică toată lumea vede că trăim o recesiune, dar acolo lucrurile sunt bune. Culmea, și GDP-ul în trimestrul al doilea a avut o creștere de 2,4% în America. Asta înseamnă că economia a crescut în trimestrul al doilea. Culmea e că în trimestrul al doilea au atins cea mai înaltă rată a datoriei publice din istorie. În fine, revenind la Bitcoin. În frame-uri mari, pe 3 zile, el este în downtrend. Pe daily este în downtrend. Pe 3 zile vreau să vă zic. Aici pentru mine este punctul cel mai important. Atât timp cât suntem peste 28.000, eu am o zonă de confort, sunt confortabil. Dar dacă vă veți uita pe 3 zile la Stochastic RSI pentru Bitcoin și dacă vă veți uita și la MACD, sunt negative. Da? Deci avem un downtrend confirmat. Cu un target de 26.890. Este o zonă de lichiditate la 27.000, iar probabilitatea să ne ducem acolo este destul de mare în momentul de față. Pe daily, pe o zi, la fel, suntem în downtrend. Prima zonă de suport este la 28.366, iar o zonă macro, 200 moving average pe daily la Bitcoin, este la 26.500. Nu am mai ajuns în acea zonă din 14 iunie, da? Când am avut o corecție. Da? Bine, lentă, ca și acum. Ce se întâmplă este extrem de lent. Este perioada. Perioada asta de vară când nu avem știri majore. Cred că ce se întâmplă cel mai interesant acum este tranziția celor de la Twitter, Bluebird, la X Application. Dorința lor de a transforma această mega aplicație într-un serviciu financiar extrem de complex. Elon Musk a plătit 40 ceva de miliarde pe Twitter. Dacă aș fi fost în locul lui, probabil aș fi cumpărat Bitcoin mai întâi. Mi-aș fi dublat banii și după aia aș fi cumpărat în profit Twitter-ul. Din ce se știe public, Tesla deține undeva la 300 de milioane de dolari în Bitcoin. Eu cred și sper că dețin mai mult, sau cel puțin Elon Musk. Adică, în clipa de față, dacă ai bani foarte mulți, e o întrebare foarte bună în ce-i ții.
pentru că avem inflație, avem devalorizarea banilor, avem foarte multe fenomene macroeconomice care te pun pe gânduri. E adevărat, în momentul în care ai un salariu sau ai un venit normal, na, nu prea te preocupă lucrurile astea, deși ar trebui. Bun, revenind. Pe daily, Bitcoinul este încă bearish. Pe 12 ore, Bitcoinul este neutru, este sub 50 moving average, o zonă unde stă destul de mult. Repet, din punctul meu de vedere avem o probabilitate destul de mare să testăm 28.000, 28.500, 28.300, poate și mai jos. Da? La cum arată chart-urile în acest moment? Volumele sunt foarte mici, da? Asta indică că nu e foarte mare interes în piață. Volum sub 25 de miliarde, dominanța Bitcoin este în parametri, piața este în continuare peste 1,1 trilioane. Ce se mai întâmplă acum este această nebunie cu WorldCoin, dar aștept să ajung acasă, aștept să ajung la birou ca să fac un episod despre acest WorldCoin. Îngrijorările pe care le-am văzut legate de WorldCoin sunt legate de securitatea blockchain-ului, securitatea aplicațiilor pe care le folosesc și de faptul că ar putea prezenta un risc pentru identitatea oamenilor care fac această scanare. Ca și idee în sine, gen dacă ne gândim, ok, am creat o aplicație în care vom avea identitatea digitală a fiecărui cetățean al planetei și totul ar fi foarte ușor, poți să scanezi retina și să plătești, să faci lucruri. Dar ca orice pe lumea asta vine și cu niște riscuri și niște neplăceri. Mă uitam dimineața, am văzut un articol că în Barcelona, la mall-uri, îți dădeau vouchere de $10 dacă scanezi retina. Da, interesant. Ideea e că tipul care are acest proiect este tipul care a fost implicat și în OpenAI. Probabil au finanțare suficientă acolo încât să plătească tot ce au nevoie. Îngrijorarea mea este că totul este centralizat către americani. Da? Deci totul se întâmplă la americani. ETF-urile, tot ce perturbă piața asta vine din America. Bun. Pentru acest weekend, pentru această săptămână, ce aș vrea să văd de la Bitcoin, da, este să nu închidem sub 27.825, da, pentru că acolo este 50 moving average. Deci, atât timp cât suntem acolo, încă suntem bullish. Ne apropiem de final de lună, iar aici, dacă vă veți uita pe monthly la Bitcoin, arată cum nu se poate mai bine, arată super mega bullish, din punctul meu de vedere. După foarte mult timp, MACD-ul pe monthly este prima dată verde. Ultima dată când a fost verde a fost în noiembrie 2021. Atunci am avut, iar în faza unde suntem noi acum, am fost în octombrie 2020. Da? Dacă vă uitați pe Stochastic RSI la Bitcoin. Da? Iar chestia asta mi-arată suficiente motive să fiu bullish. Dragilor, ieri am făcut o greșeală când vă vorbeam despre evenimentul de pe 12 august. El are loc la Suceava, nu la Timișoara. La Timișoara abia am fost. Va fi în jurul orei 13, va fi într-o locație centrală, cel mai probabil unde am făcut acum 2 ani de zile. Pentru cina privată încă sunt în căutarea unei locații cu mâncare foarte bună în Suceava și cu atmosferă foarte bună. Aici vom fi un număr limitat de persoane. V-am spus, cina asta este de networking, ne cunoaștem. Toți participanții, că sunt la cină, că sunt la eveniment, vor primi cursul meu nou, care este 2023, care are în el componente de AI, inteligență artificială. Pentru bilete și rezervări pentru Suceava, vă aștept pe mihaidaniel.ro. Și vă anunț în premieră că am luat în serios ideea de a veni la Londra, de a organiza un eveniment la Londra. Cel mai probabil va fi în penultimul weekend din septembrie. După ce termin cu evenimentul din Suceava, o să încep să fac înscrierile și să vă anunț. Probabil, nu știu, să vedem cum stau lucrurile. Voi anunța mai devreme, dar vedem.
Cel mai probabil evenimentul va fi la Londra. Și va fi la fel, un eveniment de sală urmat de o cină VIP, la fel ca și la Suceava. Dragilor, evenimentul acesta din Suceava nu este adresat doar sucevenilor, dacă sunteți de la Botoșani, Fălticeni, nu știu, Iași, Rădăuți, whatever, sunteți bineveniți, sunt la distanțe mici, iar anul ăsta, cu siguranță, în zona de nord a țării nu voi mai ajunge, pentru că este singura dată când mă deplasez în orașul natal al soției mele. Vă doresc o săptămână, un final de săptămână plăcut, sâmbătă minunată, ne revedem duminică, Doamne ajută, toate cele bune!